Dis de dimineață, mai mulți cetățeni suspecți de trafic de țigări au fost luați prin surprindere de polițiști botoșeneni. 28 de percheziții domiciliare au fost efectuate în această dimineață de către polițiștii de frontieră din Iași, în colaborare cu polițiști și jandarmi botoșeneni. Toate acțiunile sunt efectuate sub coordonarea prin procurorului parchetului de pe lângă judecătoria Săveni. Cetățenii bănuiți de comiterea acestei infracțiuni ar fi deținut mai multe pachete de țigări, introduse ilegal în țară, cu scopul de a le vinde. De la locuințele vizate au fost ridicate 21.000 de pachete de țigări în valoare de 285.500 de lei. Colegii mei din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au desfășurat în această dimineață 28 de percheziții pe raza județului Botoșan la persoane implicate în contrabanda cu țigări. În urma percheziților vor fi puse în executare 8 mandate de aducere. Întreaga activitate este coordonată de prin procurorul parchetului pe lângă judecătoria Săveni. Potrivit oamenilor legii, inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.